În prestigioasele sale ale Institutului Cultural Român din Lisabona, vernisăm o expoziție de arhitectură care încearcă a prezenta sintetic câteva dintre cele mai reprezentative realizări ale arhitecturii românești din perioada interbelică. Atunci când a fost întrebat ce este arta, răspunsul dat de André Malraux a fost felul în care formele devin stil. Și arhitectura românească, trecând prin toate fazele modernității, prin formele plăsmuite a reușit să genereze opere care au cu prisosință stil. Și poate în acest spirit trebuie gândit demersul nostru de a repune în blocul bine meritat arhitectura unei perioade fericite din istoria unei țări latine, aflată la est de vest și la vest de est, extremă răsăriteană a romanității, similară cu cea a Portugaliei, care este extrema ei apuseană. Această expoziție a mea încearcă a ilustra drumul parcurs de către arhitectura românească modernă, care după ce a urmat de la mijlocul secolului al XIX-lea până la primul război mondial etape similare cu cele occidentale, adică de la arhitectura inginerilor la varianta particulară de proto-art nouveau, numită arhitectură neoromânească, în perioada interbelică a trecut prin toate ismele, culminând cu stilul modern internațional, ce se dorea raționalist și care a lăsat opere pline de originalitate în cea mai prosperă perioadă de istorie a României, în care unele personalități au dobândit dimensiuni europene, Constantin Bârcuș, Tristan Tzara, George Enescu, Dinu Lipati, Mircea Eliade. În perioada interbelică au conviețuit mai mult sau mai puțin pașnic 5 stiluri majore de arhitectură. Neoromânesc, de generația a doua, Art Deco, raționalism, influențat de cel german, francez sau italian, neoclasicism și o arhitectură a clasicității, în sintonie mai degrabă cu cea italiană și cu cea germană sau sovietică, precum și un stil denumit Mauro-Florentin, care, de fapt, este o expresie autohtonă a arhitecturii mediteraneene, care, ajunsă în Mexic și Statele Unite, ajunge să reîntoarcă în Europa și să dea naștere la o arhitectură contestată atât de către moderniști cât și de către tradiționaliști, dar apreciată de către beneficiarii burghești. Se consideră în general că începutul primului război mondial este momentul care încheie fenomenul de devenire a Art Nouveau-ului, care murind lasă un urmaș legitim, Art Deco-ul. Totuși, încă din anii 1908-1912 se poate constata o perioadă de tranziție, de recalificare a revoluționarului Art Nouveau care, transformat profund, reconformat, avea să ajungă în 1925 la apogeu ca un nou stil internațional sub numele de Art Deco. Probabil că apariția artei și arhitecturii Art Deco în România se datorează mai degrabă fazării la curentul european ce a dobândit o scară particulară în Statele Unite. Art Deco a fost considerat în întreaga țară pentru o bună bucată de vreme drept arhitectură modernă, ca expresie proprie a nevoilor noilor generații intelectuale și burgheze. Noul stil Art Deco a apărut ca o descătușare după privațiunile și ororile primului război mondial, a suscitat un particular interes într-o Românie care începuse să se dezvolte nu doar din cauza împlinirii de idealurilor sale naționale, ci și din cauza prosperității generate de revirimentul economic postbelic. Și prosperitatea se exprimă poate cel mai semnificativ prin volumul și calitatea construcțiilor. Arhitectura eminamente urbană, arhitectura Art Deco a fost cea mai pertinentă expresie a încercării de fazare a demersurilor arhitecților români la modernism. Art Deco a generat opere de valoare contradictorie în aproape toate orașele românești. Mișcarea modernă, caracterizată prin negarea și categorica ruptură de stilul Bozar, s-a situat în istoria arhitecturii în perioada dintre cele două războaie mondiale și a urmărit o reînnoire a caracterelor, a proiectării și a principiilor arhitecturii, urbanismului și designului. Protagoniștii au fost acei arhitecți care au folosit în proiectele lor ideile funcționalismului, promovate de către Eugène Viollet-le-Duc, adaptate însă noilor criterii estetice ale secolului 20. Momentul de modernism, care a coincis cu faza de apogeu economico-financiar a țării,
a generat o remarcabilă formă de fazare la modernitatea întregii societăți și culturi naționale. Această operațiune a fost făcută însă, nu fără regrete, și a fost acceptată ca un rău necesar, adeseori în contradicție cu spiritul românesc și, odată cu avangarda care a dat naștere unei ecouri xenofobe și chiar antisemite, generate de originea nu întotdeauna foarte ariană a unora dintre protagoniști. În perioada interbelică, în toate domeniile curtirii românești s-au manifestat unele forme conflictuale între tradiționalism și modernism. Aceste stări conflictuale au fost similare cu cele europene, dar mai ales cu cele din Italia, fiind generate însă și de tensiunile interne naționaliste. Eugen Lovinescu, distinsă figura criticii literare românești, va fi unul dintre cei mai importanti și constanți promotori ai modernismului, expunând cu calm și urbanitate imposibilitatea oricărei reluări sau continuări a moștenirii culturale, afirmând că nu poate exista o pictură românescă modernă ca o continuitate a celei bizantine, o arhitectură citadină născută din arhitectura culei. Horia Creangă, considerat adevăratul inițiator și animatorul neobosit al arhitecturii moderne românești, este autorul unei opere vaste, dacă ne gândim la cei 50 de ani trăiți, operă ce acoperă un mare număr de programe de la locuințe individuale la locuințe colective, de la arhitectură civilă la arhitectura industrială și până la pavilioane expoziționale. Expresia plastică a arhitecturii sale, considerată fondatoare a arhitecturii raționaliste în arhitectura noastră, este marcată de o constantă aspirație spre echilibru, armonie și claritate compozițională, realizate printr-un discurs spațial determinat de forme geometrice cât mai pure. Altă figură importantă a arhitecturii moderne românești a fost Haralamb Bubi Georgescu, absolvent al Școlii Superioare de Arhitectură din București, ce și-a făcut ucenicia în atelierul profesorului său, Constantin Ioțu, la solicitarea căruia a devenit profesor de artă decorativă și proiectare la facultatea în care s-a format. A devenit după 33 principalul colaborator al Horia Creangă până la prematura moarte a acestuia în 1943. Etapa românească, excepționale sale cariere, avea să termine în 1947, după fuga sa din paradisul comunist, evitând astfel in extremis sigura sa arestare pentru atașamentul său la ideile mișcării legionare. Alături de Creangă, Marcel Iancu este cealaltă figură majoră a arhitecturii moderne din România, considerat de către scriitorul avantgardist Jacques Austin, autorul moral al modernismului din România. El are o traiectorie diferită de cea lui Creangă, motivată de formațiunea sa nu la Paris, ci la Technische Hochschule din Zürich și mai ales de angajarea sa în mișcarea de avantgardă, frecventând reuniunile artistice de la Cabaret Voltaire și fiind alături de conaționalul și coreligionarul său Tristan Tzara, Samuel Rodenstock, una dintre figurile fundamentale ale dadaismului. Contactul cu tumultuoasa lume artistică a Parisului îi face să se apropie de suprarealism. După reîntoarcerea în România în 1922, va deveni unul dintre cei mai activi și influenți exponenți ai avantgardei, activând în contemporanul și înființând, împreună cu fratele său, birourile de studii moderne, prin care va realiza o serie de construcții din care sunt eliminate orice aluzii istoriciste, considerând că a iubi trecutul nu înseamnă a paraliza viața. A cere o arhitectură românescă nu înseamnă a o fabrica, cum s-a încercat în diferite rânduri, numai adaptând formele vii nevoilor și preferințelor specifice locului, se va naște printr-o lungă experiență ceea ce se va putea numi stil modern românesc. Arhitect, urbanist, pictor, grafician și sculptor, scenograf, memorialist, eseist, publicist și critic, Iancu considera că pericolul care amenință de a șterge arhitectura dintre artele vii pare a fi înlăturat prin imboldul novator al plasticii moderne. O categorie aparte a modernismului românesc este cea practicată în ultima sa perioadă de creație de către Petre Antonescu, care după etapele clasicident-eclectice, de art nouveau și de neoromânesc monumentalizat,
se convertește la o formă de modernism care corespunde într-o măsură atât Art Deco-ului simplificat cât și acelei întoarceri la ordine a clasicismului epurat, specific arhitecturii din ultima decadă a perioadei interbelice. Aceste orientări stilistice îi aparțin Palatul Facultății de Drept din București, Casa Studentului, Arcul de Triumf, Institutul de Istorie Universală, precum și proiectul său pentru Palatul Municipal al Capitalei. După instaurarea regimului comunist, cariera celui ce a fost una dintre cele mai importante figuri ale arhitecturii românești s-a încheiat brusc, a fost eliminat din Academia Română, i-au fost confiscate proprietățile. O altă figură de importanță majoră pentru arhitectura românească a fost Duiliu Marcu, care, în paralel cu arhitectură, care poate fi parțial considerată ca arhitectură arte de stat sau expresie așa zisului stil Carol al II-lea, a realizat o serie de valoroase opere ce aparțin stilului modern și care sunt, din punct de vedere conceptual și constructiv, la același nivel cu realizările occidentale reprezentative pentru stilul modern internațional. Din ultima sa perioadă de creație, trebuie menționat Palatul Direcțiunii CFR devenit azi Ministerul Transportului, care a fost, până la Casa Poporului, cea mai mare clădire din România. Pentru Duiliu Marcu, arhitectura modernă trebuie să aibă toate caracteristicile necesare care să îi permită crearea de ansambluri arhitecturale sau de sinteze urbanistice. Din clasicism, arhitectura modernă poate să rețină claritatea, simplitatea, disciplina, raționalismul, tendința spre perfecțiune, euritmia liniilor sau urmania elementelor, spune ilustru arhitect. La fel cu marele său coleg Petre Antonescu, Duiliu Marcu, în ultimile două decenii de viață, deși a rămas membru al Academiei Române, a fost eliminat practic din proiectarea de arhitectură, fiind însărcinat doar cu studii niciodată puse în practică și bucurându-se de funcții publice doar onorifice. El considera că a urmărit întreaga viață două idealuri aparent divergente, dar care în realitate se pot apropia, armonizarea și chiar confunda. Idealul românesc al cadrului național și idealul internațional al cadrului european. O altă figură majoră a arhitecturii interbelice românești a fost George Matei Cantacuzino, format de la École de Beaux-Arts din Paris și reîntors în țară, unde va deveni una dintre cele mai importante, particulare și rafinate figure ale culturii noastre din deceniile 3-4 ale secolului 20. Matila Ghica îl considera pe bună dreptate un om al renașterii în secolul 20, arhitect, pictor, scriitor și profesor, autor al unei opere arhitecturale greu de încadrat într-un curent anume, parte din ea fiind de factură paladiană, parte marcată de arta bâncovenească și parte expresie a unui modernism bine temperat. George Matei Cantacuzino este cea mai pură și tragică expresie a artistului născut și format în normalitate și care a fost obligat să trăiască ultima parte a vieții într-o lume anormală și să pătimească în sinistra perioadă postbelică, în care dragostea a fost înlocuită de ura de clasă. Categoric că George Matei Cantacuzino, ca artist total, nu putea să adere la realismul socialist. Pentru el, utopia realismului socialist nu se transformă ea însăși în realitate. În complexa atmosferă a perioadei interbelice, atât la nivelul național cât și internațional, sunt predominante două tendințe majore de arhitectură, tendința avangardei permanente și cea întoarcerii la ordine prin clasicitate și prin nostalgii clasicizante.